Salut, balanțe! Voi face citirea tarotului pentru perioada săptămâna 29 august 4 septembrie, o săptămână în care sigur veți mai resimți luna nouă din fecioară. Este casa 12-a voastră. Dacă n-ați vizionat, puteți să vizionați runele și sfatul tarotului, dar și pentru luna nouă și, bineînțeles, horoscopul pentru luna nouă. Și veți primi și acest horoscop pentru... Le pun fiindcă au căzut și haide să... Deci asta ar fi. Deci această săptămână pentru voi. Poftim! Păi, începeți cu multă energie. Voi, balanțele, vreți să aveți noutăți, vreți să începeți ceva nou, veți o energie nouă, dar le vreți pe personalitatea voastră sau poate să fie pe un aspect legat de sănătate, legat de un aspect de sănătate, de aspectul vostru fizic. Poate să reprezinte acest început nou. Vreți să începeți, poate, o cură de detoxifiere sau un tratament nou în ceea ce privește fericirea voastră sau o creativitate sau o relație, un hobby, o iubire, este o încheiere, o finalitate legată de distracție. Ați avut un anumit tip de distracție, eu știu, o creativitate sau o iubire, acum se încheie. Vă urmați viața voastră, așteptați să deschidă o ușă legată de această distracție, de această fericire. Va fi cu totul altceva. Dar acum este o încheiere, o finalitate. Este ceva care s-a încheiat după o perioadă destul de lungă în care voi ați parcurs un drum, am zice, nu al fericirii, ci un drum greu, dificil, cu foarte multă răutate în jurul vostru, bârfe, minciuni. Și cunoașterea voastră este cea dată de împărăteasă, este autoritatea, este fertilitatea, este mica benefică, este Venus, semnul lui Venus. Vă arată că puteți să vă doriți ce e posibil, fiindcă este îndeplinit. Legat poate de o excursie, de o călătorie, o călătorie lungă, sau de o cunoaștere, de un examen. Doriți-vă ce e posibil, ce este drept, ce este adevărat și veți primi, este deja îndeplinit. Dacă nu vă doriți imposibilul, atunci vă puneți la dispoziția oamenilor și sunteți vulnerabili. Resursele. Sau bunurile materiale. Aici, legat de resurse, 10 de monede, s-ar putea să primiți niște bani, bani care vin în familia voastră, bani care sunt pentru munca voastră împreună cu familia. Deci ați făcut niște eforturi, ați făcut o creativitate, ați creat ceva, ați muncit ceva și acum primiți acești bani. Vă dau o stare de bine. Este un moment foarte benefic pentru voi acești bani. Puteți să investiți în ceea ce vă doriți voi și familia. La locul de muncă, vă distrați, sărbătoriți, sărbați ceva. Sau legat de sănătate, aveți o sărbare, o distracție, o petrecere, sărbătoriți. O stare de bine, cunoașteți lume, faceți cunoscută relația voastră. În schimb, în carieră, în menirea voastră, ceva se dărâmă. Fulgerul lui Marte vă dărâmă acest turn. Este un turn construit pe nisipuri mișcătoare. Veniți cu picioarele pe pământ și vă dați seama că totuși nu prea este bine situația în care sunteți. Trebuie să reconstruiți acest turn pe o bază mai solidă, să acceptați o perioadă de stagnare. Este destul de dificil acest turn pentru voi. În schimb, comunicarea voastră cu apropiații, cu vecinii, s-ar părea că trece prin justiție. Nu aveți o comunicare amiabilă cu acești, acest,
apropiați vecinii, nu? Îi considerăm apropiați, dar nu toată lumea este. Și sau frați, surori, veri, verișoare, puteți fi voi cei chemați în judecată sau voi să chemați pe cineva în judecată. Este balanța. Puteți fi voi balanțele, cele care vă doriți dreptatea, dar puteți să doriți dreptatea divină, puteți să doriți dreptatea și adevărul etern sau dreptatea făcută de oameni. Fiecare poate să aibă un aspect aici de comunicare. Voi comunicați cu ceilalți, le transmiteți, eu știu, această dorință de a fi o judecată sau o judecată divină. Într-un contract, într-o asociere sau într-un proces, voi începeți ceva, un început nou, o energie nouă, aveți un proiect nou legat, eu știu, de un contract, de o asociere sau de chiar de o călătorie, de o judecată, un proces. Este o energie nouă. Trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă întotdeauna când începeți un proces, trebuie să știți forța de reacție a celuilalt, fiindcă altfel s-ar putea să fiți vulnerabili voi. Și, bineînțeles, să cunoașteți judecata umană, legile date de oameni, dar și dreptatea și adevărul divin. În relațiile cu prietenii, protectorii, arătați că aveți o relație cu o persoană. O relație care vă dă o stare de bine. O relație plăcută în care vă simțiți bine. În familie, cămin sau poate din trecut, în relația cu un părinte, ați luat o inițiativă. De obicei ne gândim poate mai repede la familie. Ați luat această inițiativă de creșterea unei afaceri, fiindcă ea este o energie care se va aducă venituri mai bune în casă, în familie. Este o energie benefică pentru voi, fiindcă va duce o expandare a unei afaceri, este o creștere, o dezvoltare a afacerii și chiar am zice aspecte benefice. Legat de o schimbare, o transformare, o renaștere, sunteți dezamăgiți sau o datorie sau legat de magie. Deci este ceva care vă dezamăgește, vă nemulțumește. Dar așa cum întotdeauna avem întotdeauna șanse și acum aveți și voi două cupe în spate, pline, pe care ați putea să le folosiți pentru a vă schimba o situație, pentru a renaște. Este o arcană foarte frumoasă căzută pe renaștere, fiindcă vă puteți gândi la o renaștere a voastră. Prin folosirea celor două cupe pe care le-ați lăsat întotdeauna în spate și voi ați privit numai dezamăgiți la cele vărsate. În schimb, aveți aici un lucru secret. Cred că trebuie să vă gândiți la un înscris secret. Cineva v-a făcut, să zicem, o plângere, ceva care o să vă ducă un fel de inspecție sau cineva să vă inspecteze din punct de vedere al secretelor voastre, al sacrificiilor voastre. Mai puțin putem spune că interesează pe cineva sacrificiile unui om, dar mai repede secretele sau sănătatea. Ar trebui să fiți totuși atenți cu aceste aspecte. Fiindcă întotdeauna această inspecție nimănui nu-i place, chiar dacă ești la locul de muncă, dar într-o casă karmică. Eu vă doresc o săptămână frumoasă cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Pentru balanțe, uitasem să discut cartea care este la baza pachetului, deci care ar fi, să zicem, o săptămână pentru voi în care veți
Căutați să echilibrați o situație și să împărțiți banii astfel încât să puteți să vă satisfaceți micile plăceri, dar în același timp să puteți să faceți toate plățile, să vă achitați de datorii, dar și să vă simțiți bine. Deci este un aspect care indică că vă descurcați cumva cu banii. Aceasta ar fi ceea ce era la baza pachetului.